Sărbătorii după sărbătorii, frate, astăzi, 24 noiembrie. Te rog eu să schimbăm subiect. A, nu, stai liniștit, Nu. A fost mult. E pe... veselie. E pe ciocolată albă, e altfel, nu... La mulți ani, Lavinia! Am avut astăzi norocul să fie o zi cu multe aniversări frumoase. Stăteam de vorbă cu Jean, care nu e sănătos la cap, dar mă rog, asta e, despre aniversările lui vechi. Și nu avea amintiri foarte fericite. Le-a făcut el să fie fericite, că le-a cosmetizat un pic. Tu de când îți aduci aminte aniversările tale? Aoleo, da. Măi, mi-aduc aminte, pentru că eu am avut o copilărie foarte frumoasă și mi-amintesc despre zilele de naștere pe care le, mă rog, le organizau părinții mei pe vremea aceea și făceau sandvișelele acelea, nu știu dacă știi, cu unt, cu salam, cu gogoșa. Doamne, ce bune erau! Da, și veneau toți colegii de la școală și făceau tortulețe de casă. Era minunat și mi-aduc aminte că eu și fratele meu ne făceam planul tot timpul. Dar nu dormeați o săptămână? Nu dormeam, înainte. Da, și ne gândeam și ne imaginam și eu... Asta, da, o să mă aud de mama și cred că o să râd acum. Eu când știam că vine ziua mea, cu o săptămână înainte, căutam în toată casa... Cadou. Și tot timpul descoperam înainte. Ca de Crăciun. Așa e, și de Crăciun nu făceai la fel? Dar îl ascundeai, la modul îl găseai și te uiteai și îl puneai înapoi sau îl luai? Puneam înapoi. Îl puneai înapoi, da, asta era. Făceai că nu. Adică, nu știu, domne, n-am găsit. Și dacă îl găseam cu o săptămână înainte, în fiecare zi mă duceam acolo să văd, mai a apărut ceva? Mai e ceva acolo. Dar tu duceai prăjiturile la școală? Da, și bombonele și îmi plăcea, când primeam ceva, îmi plăcea să ies afară și să împart cu toți copiii de la mine, din bloc unde am copilărit, în Timișoara, și îmi plăcea așa să fie toți copiii și să le arăt ce am primit și împărțeam și mâncam și era superb. Și era frumos de ziua ta, că era și de ziua ta, când îi lua și de pe stradă pe copii, mami. Da. Și le zicea, hai Georgel, vino și tu sus, că avem petrecere, vino. Vino că am făcut niște gogoși. Bravo, da. De ce nu înțeleg adulții că hainele nu sunt cadouri? Doamne, asta era o problemă mare. Eu n-am înțeles niciodată chestia asta. Eu când eram copil și primeam haine cadouri, care-i faci? Asta, cadou? Asta trebuie să-mi iei. Cadou, tot anul haine. Dar știi că m-am gândit la lucrul acesta, pentru că eu, dacă eu am simțit asta, mă gândesc că așa simte și fiul meu, știi? Și întotdeauna, mă rog, o să încerc să-i explic eu așa de mic, să-i facă plăcere, să primească și haine. Mai ales că mami le și face. Da, mai ales că mami are acum un proiect nou pe care îl iubește foarte tare, din ce în ce mai tare mă îndrăgostesc de el. Faci haine pentru femei, de fapt tu faci și niște traininguri foarte speciale. Te-am adus ceva, dar după aceea vorbim. Altfel, am purtat vesta de la tine, a găsit-o mamana. Mă, am pus-o și pe Instagram, mi-a plăcut. Toată lumea ți-am adus ceva, știi că data trecută am vorbit noi și acum sper să-ți placă. Așa. Îmi place și aia. Și o poartă și filmea, că între noi fie vorba. Spuneam că te-ai apucat de niște traininguțe care sunt altfel. Sunt din catifea, sunt mai ușor de purtat și sunt ușor de purtat și în casă și afară. Da. Primul training pe care l-am creat atunci când am făcut acest magazin a fost trainingul Lev, îmi poartă numere, pentru că prietenii mei îmi spun Lev. Acest training cu umerii lăsați, dar această glugă care se poate lăsa și pe umeri, cum ar veni. Da. Și acum am făcut colecția nouă, pentru că am gândit să fie un pic mai grosuți, din catifea, niște culori superbe. Și am schimbat un pic, am adaptat puțin. Am pus un fermoar, o să vedeți, pentru că astăzi am venit la tine și cu câteva traininguri, dar ceea ce este foarte important este faptul că am creat trainingul cu mască. Ai, lasă-mă în pace. Asta este foarte... Păi și masca cum o speli?
Sper cu tot cu training, pentru că este creat în așa fel încât să poți spăla și trainingul și să spală și masca. Este foarte practic, pentru că m-am gândit așa, de câte ori ieșim și ne punem masca și o scoatem și o uităm și nu știu ce. Și atunci avem trainingul cu masca, avem un fermoar, îl ridicăm, l-am dat jos dacă am ieșit în aer și nu mai este niciun fel de pericol. Ăsta este un lucru pe care l-am făcut acum în ultima perioadă și se bucură de succes. Și nu ți-e frică cum o să ți se fure ideea? În scurtă vreme am reușit să o fac, deci sunt prima. Nu știu dacă sunt prima, mă rog. Mie mi-a venit chestia asta pentru că n-am văzut-o nicăieri. Ți-am zis, tot ceea ce fac, eu fac gândindu-mă cam ce aș vrea eu să port. Și se pare că e bine, pentru că sunt foarte multe doamne și domnișoare care sunt cumva în asentiment cu mine. Trebuie neapărat să vorbim despre muzică. Neapărat. Vorbim și despre muzică, mi-e foarte dor. Lucrez, sunt în studio, lucrez la acest proiect despre care v-am povestit și data trecută, exact, de muzică balcanică, dar E foarte greu. Este destul de cum greu. Cum aduni oamenii? Mi-e dor să fiu pe scenă, mi-este foarte dor, dar în același timp, știu, am învățat să am răbdare. Da? Și probabil că perioada asta este o lecție pentru toți. Uh-huh. Pentru cine nu-l cunoaște pe Ștefan și îl vede doar la televizor, Ștefan este un tip foarte elegant la televizor, tot timpul pe sacou. El în viața de zi cu zi e mai lejer, așa. Da. Mai pe bluș, mai pe training. Da. Mai... nu te-a pus să faci și training-uri de bărbați, totuși, că nu știam cum să dau cu manta ca să mă prind și eu la ceva. Da, că data trecută am adică nu te-a pus? Măi, niște training-uri și pentru mine, nu ți-a zis el așa? Când te duci tu în atelier... Dar chiar dacă mi-ar fi spus, aș fi luat poate ideea asta în calcul, dar... Momentan am avut timp de asta. Dar o să mă ocup, și de asta. Dar faci o linie și pentru bărbați la un moment dat. Mă ocup și de asta la un moment dat, cu siguranță. Să știi că am făcut și pijamale și haine de casă. Adică trebuie să intrați pe magazin, pentru că sunt foarte multe lucruri interesante acolo. Dar când vedem? Ce vedem? Păi avem o prezentare de mod, am adus câteva fete. Hai să vedem atunci, de ce n-ai zis? Ia uite-mă. Eu sunt aici. Ia să vedem. Sesam. Deschide-te! Și s-a deschis. Și tu trebuie acum să ne și povestești să, ce vedem, trebuie da? Să ne spui ce vedem. Deci avem hai aici training-ul lev. Putem să ne ridicăm să le vedem mai asta bine. Asta e elevul ăla despre care vorbeai, despre nu? Despre care vorbeam eu. Este training-ul de pe mine care ți-am spus se poate purta și pe umeri. Este foarte frumos. Este o culoare care mie îmi place foarte tare. Un roz pudrat. Și am voie să-l port unde? Îl poți purta pe stradă, da? Îl poți purta, depinde cum îl porți. Poți să, uite, eu am acum niște bocanci cu puțin toc, vezi? Da, da. Ea poartă niște Adidas, depinde, ori e un training practic până la urmă. Și uite ce e interesant, vreau să spun că au venit împreună mamă și fiică. Nu cred. De data aceasta, da, uite, mama tu poartă mama ruga ei? Și ce fiica. Ce mănânci, ce bei, da, asta mea. Am zis și eu. Sunt superbe. La ce vârstă ai făcut-o, iartă-mă? Hai zic că te aud! 26! Ehe. Ești cu 26 de ani mai mare decât... Da, n-ar părea. Doamne, ajută-mă! Fetiță, te rog eu frumos, nu pleca acasă, mâncate-aș gura. După ce se termină, te trag la mine în cameră și îmi dai și mie dieta. E, aici avem training-ul cu mască, despre care îți povesteam mai devreme. Da, uite, o să ne arate ce se întâmplă. Putem... Deschide fermoarul și avem un guler foarte frumos, da? Și putem merge pe stradă atunci când nu este pericol și nu sunt oamenii în jur fără niciun fel de problemă. Stai, nu pleca. Așa cum o să te rugăm mai puneți o dată masca, să înțelegem și cu masca. Deci, pac. Deci se ia frumos gulerul, se ridică. Pac. Hop. Pac. Și ridici fermoarul. Ușor, să nu se fi prins material, că de la emoții se întotdeauna. S-a emoționat. Asta este perfect. Ia uite. Și stați și singura. Da, și singur, da. Ce tare. Asta e super idee, într-adevăr. Dacă da, pentru perioada așa... asta chiar e o idee foarte... Sunt mândră de ea. Da, ai dreptate. Ai încercat masca asta și cu ochelari? Adică se aburesc ochelarii? Nu da, cred. Normal, pentru da. Că depinde, poți să desfaci un pic fermoarul. Perfect, ok. Că toată lumea, toți cei care poartă ochelari au problema asta. Avem același training și pe nuanța aceasta foarte frumoasă, puternică. Toate au fermoarul acela lateral? Toate au acel fermoar. Uite, în afară de cel portocaliu care nu-l are. Treningurile leva au fermoarul lateral la picioare, da. Iar treningurile cu mască nu, au fermoarul doar în partea de sus la măscuță. Ar fi toate, fost prea mult. Toate treningurile astea le găsiți pe magazinul nostru, dar ți-am povestit că am recuperat Instagram-ul? Da! Lavinia Pârva oficial, deci există păi Instagram-ul meu. Păi nu ți-am scris și eu, n-am zis. Da, deci dai seama ce, m-am bucurat foarte tare pentru că nu mă așteptam să mai ajung aici. Doamne ajută! Să facem un manej mic, să mai vedem o dată treningurile care arată senzațional.
foarte bine, senzație, arată. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Mulțumim mult de tot, fetelor, mulțumim din suflet. Pe acolo putem să ieșim. Mulțumim, mulțumim mult, fete mult de frumoase. Întrebare întrebătoare. Te-ai gândit vreodată să faci hanorace supradimensionate, stil rochie până aceea, ca să meargă și cu dres? Ți-am adus ceva de genul. Ești... Stai să se termine emisiunea. You're psychic. Da, vezi? Ești cititor de gânduri. Așa suntem noi, noi mai profităm de invitați. Când se apucă, mai, ne mai dăm și niște sfaturi cu ce am purtat noi. Mi-a făcut o mare plăcere și abia așteptam. Sunt foarte curioasă dacă am nimerit-o pe Teo și de data asta. Întotdeauna mă înnemerește cu câte ceva și le port cu plăcere. Îți dai seama că pentru un creator de modă cea mai mare bucurie e să vadă că lucrurile sunt apreciate. Exact. Asta e cea mai mare... Bine, eu nu mă numesc creator de modă, Doamne ferește. Eu sunt pur și simplu un om care a creat niște lucruri după bunul plac și niște oameni profesioniști le-au pus în, adică au pus în practică ideile mele. Care la început păreau cam irealizabile. La început păreau foarte ciudate, că ziceau nu se poate, ba se poate și până la urmă a ieșit ca mine și iată că e bine. Cunosc foarte multe fete talentate care se feresc să creeze lucruri și să vină cu chestii noi pentru că sunt criticate în social media. A, te-ai apucat tu să faci, te-ai apucat, da, și atunci preferă să tacă. Și să nu cât am tăcut și eu. Așa e? Atât de mult am tăcut și eu, dar până la urmă știi cum e în viață? Înveți. Mi-am dat seama că e o tâmpenie. Trebuie să faci ce simți. Dacă asta nu vă place, spus. Știi cum e și ca pe Instagram. Vine câte unul și mai comentează, sau câte una, dacă comentează mereu. Dacă te deranjează așa de tare, deci mă urmărești, că nu vreau să mă urmărești. Nu ții neapărat. Nu te-am chemat eu. Pagină, știi? Despre asta e vorba. Până la urmă trebuie să facem ceea ce simțim. Atât timp cât nu deranjăm pe nimeni în jurul nostru, e perfect. În general, dacă ești criticată, să zicem, pe Instagram, încerci să lămurești persoana respectivă de ce ai făcut un lucru sau pur și simplu o elimini din viața ta? Depinde de ton. De ton, de exprimare, este foarte important. Da. Și atunci, cu mare drag, pot să explic și să lămuresc problema. Dacă nu îmi place, adică îmi dau seama. Dom'le, e o răutate gratuită, fără sens, la revedere. Sau pur și simplu, exact ce spun eu, du-te pe altă pagină, nu veni la mine, nu am nevoie. Care sunt cadourile care îți fac plăcere în mod deosebit? Acum? Aha. Toate cadourile pe care le primește fiul. Mă bucur mult mai mult de când îl am pe Alexandru, de cadourile pe care le primește Alexandru, decât de ce primesc eu. Chiar mă întreabă toată lumea, ce e cadou vrei de ziua ta? Eu am tot, pe cuvântul meu. Eu, da, în momentul în care fiul primește ceva, mă bucur mai mult decât el. Bine, normal, el nu prea înțelege acum. El, da. Dar eu, știi cum sunt? Sunt prima care vreau să deschidă jucăriile, să se uite, să se joace, să vadă, să sunt nebunite. Trăiesc o perioadă cum n-aș fi crezut vreodată. Cum e? Adică sunt... Sunt nebunită, sunt fericită. Nu știu, mi se pare că mi-a dat Dumnezeu... Uneori să mă dăm, Doamne, Dumnezeule, dar... atât de mult să mă iubești, să-mi dai un asemenea copil, perfecțiunea asta de copil, e superb, e superb. Ți-e teamă să nu strici echilibru sau ți-ai mai dori un copil? Nu m-am gândit la asta absolut deloc. Sunt foarte focusată acum pe Alexandru el. Și atât. Deci chiar nu mă gândesc ce se întâmplă, cum se întâmplă. Sigur că mi-e teamă de multe ori și mă gândesc, oare fac bine ceea ce fac, am tot tipul tendința de a întreba un specialist. Da, toate mamele au chestia asta. Da, oare fac bine? Văd că de fapt lucrurile merg și funcționează și eu am pe mama alături de mine, care este cel mai important lucru, a fost și este în continuare, pentru că mă încurajează, cumva lucrurile decurg foarte, foarte bine și Alexandru crește frumos. Eu sunt genul de mamă care de fiecare dată când face ceva important pentru copil se gândește, aoleo, poate o zbârcesc, aoleo, poate o greșesc, aoleo, poate... Deci nu sunt numai eu așa, toate să mai sunt de vorbă. Doar că am citit un interviu când eram mică, când eram mai mică de fapt, am citit un interviu în care o mamă proaspătă, celebră, spunea, nu sunt mama perfectă și nici nu-mi doresc pentru că aș fi prea crispată. Corect. Uite. Nu cumva suntem așa, știi? Ba da, așa e. Uite, eu de exemplu, da, probabil că a venit din mine lucrul ăsta. Eu nu sunt foarte stresată când Alexandru, nu știu, se împiedică sau se lovește puțin. Sunt foarte relaxată, dar efectiv așa am fost de la început. Pentru că mi-am dat seama, prima dată poate m-am speriat puțin, dar după aceea mi-am dat seama că de fapt nu pățește nimic. Trebuie să fiu, oricum eu sunt tot timpul foarte atentă
Și, cum să spun, dacă plânge puțin, întotdeauna îl încurajez. Hai, mami, ce înseamnă asta? Da, ce-ai găsit? Tensor, la revedere. Da, și imediat își revine copilul. Și atunci copilul meu nu e un copil plângăcios, nu e un copil speriat. Da. Nu știu dacă îmi reușește sau nu, dar sper să fac bine ceea ce fac. Sigur faci bine ce faci, pentru că na, ai copilul perfect, cadou bine, perfect, da, pentru exact ziua ta, da, și pentru toate zilele care vor urma. Îți mulțumim din suflet, mi-ar fi mulțumesc plăcut atât de mult să poți să și cânti, dar... Data viitoare, data promit viitoare, că data viitoare aia vin și cânt și facem paranghelie, chiar dacă suntem numai noi trei aici. Paranghelie, da. Și nu uitați să intrați pe Lavinia Pârva Oficial pe Instagram. Așa facem, la mulți ani încă o dată. Pop, și vă mulțumesc din suflet. Mulțumim.